Dumnezeul nostru locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii. Niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea. Și cu toate acestea, ne-a creat după chipul său și l-a trimis pe Fiul său ca să ne mântuiască, să ne desăvârșească, să ne pregătească pentru cer. Din salutul lui Pavel, din primele două versete, am văzut duminica trecută că slujitorii lui Hristos trebuie să-L propovădească pe Hristos, bisericii lui Hristos. Slujitorii lui Hristos trebuie să-L propovădească pe Hristos, bisericii lui Hristos, dar pentru asta Hristos trebuie cunoscut. Și Hristos trebuie cunoscut nu doar la nivelul minții, ca teorie, ci Hristos trebuie cunoscut, dragii mei, că pe măsură ce El ia chip în noi. Și când vorbim despre desăvârșire, lucrul acesta ar trebui să se întâmple. Și ascultați-L pe Pavel trecând de la salut la rugăciunea lui, mă rog să fiți desăvârșiți în Hristos Iisus. Rugăciunea dovedește dependența noastră de Dumnezeu. Dacă le-am putea face singuri, n-am avea nevoie să ne rugăm, n-am avea nevoie de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu și când mulțumim și când cerem. Când mulțumim, recunoaștem că tot ce există, tot ce e bun în viața noastră sau în viața celor pentru care ne rugăm, se datorează bunătății lui Dumnezeu, harului lui, intervenției lui. Iar atunci când vedem planurile lui Dumnezeu pentru noi, ne dăm seama că niciunul dintre noi nu suntem terminați și mulțumirea lasă loc cererii. Dar dacă cererea noastră o facem către Dumnezeu, recunoaștem prin ea că tot ceea ce ne lipsește putem obține doar prin Dumnezeu, doar cu ajutorul Lui. Observați, rugăciunea capătă sens doar în lumina unui scop pe care îl urmărești, pe care îl ai. Pavel nu se roagă doar ca să-și împlinească un ritual religios, ci Pavel se roagă să obțină ceva, să realizeze ceva, să câștige ceva. Și ca să înțeleg rugăciunea lui Pavel, trebuie să fiu atent la scopurile pe care el le urmărește. În capitolul 1, versetul 28, spune Pavel, pe el, pe Domnul Iisus Hristos îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus, iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine. Pavel avea un scop și acestui scop își subordonează întreaga energie, întreaga forță. Pe el îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om. Dacă ar fi fost cazul să vorbească în Areopag, nu s-ar rușina de lucrul acesta. Iar dacă a fost să stea față în față cu un singur om, asta să-l sfătuiască. Iar dacă a avut înaintea lui o mulțime la școala lui Tiran, dragii mei, de dimineața până seara, timp de 2 ani de zile, i-a învățat toate adevărurile lui Dumnezeu. De ce? Ca să înfățișeze pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Și el spune, pentru asta lucrez, pentru asta mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine. Dar ce înseamnă să fii desăvârșit în Hristos Iisus? Cei mai mulți dintre noi ne mulțumim și ne liniștim după ce am trecut prin apa botezului. Well, am ajuns. Le-am pus toate jos. Am început luând cartea asta în mână și cu mâna tremurândă, scriindu-ne numele și pregătindu-ne pentru a încheia legământ cu Dumnezeu. Și avem impresia că ne-am încheiat alergarea, am ajuns. Acum nu o facem decât să așteptăm intrarea în slavă în împărăția lui Dumnezeu. Pavel nu gândește așa. Dacă ar gândi așa, n-ar fi rugăciunea lui. Și observați, rugăciunea lui conține două părți. În primul rând, mulțumește pentru ceea ce este. Și în al doilea rând, îl roagă pe Dumnezeu să adauge ce lipsește. Nu știu dacă este cineva în sală, sunt absolut sigur că nu este nimeni care să fie ajuns. Noi toți suntem în procesul sfințirii, suntem pe drumul desăvârșirii, încă n-am ajuns. Și aș vrea să privim la rugăciunea lui Pavel. Imaginați-vă desăvârșirea, un cerc. Nu pot să desenez desăvârșirea altfel decât pe un cerc sau o sferă. Împărțiți-o în două și puneți deasupra ceea ce există deja. Și pentru asta Pavel mulțumește, dar apoi el continuă cu ceea ce lipsește încă.
Și astea El le cere din mâna lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu. Aș vrea să încep cu partea de sus, cu mulțumirea lui Pavel. Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, rugându-ne neîncetat pentru voi, de când am auzit despre credința voastră în Hristos și despre dragostea voastră față de toți sfinții, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi, este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând ca și între voi, și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr, cum ați fost învățați de Epafra, prea iubitul nostru tovarăș de slujbă, el este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. Mă întorc la primele versete. Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos, pentru că ne rugăm neîncetat pentru voi de când am auzit trei lucruri în șire el. Am auzit despre credința voastră în Iisus Hristos. Credința întotdeauna trebuie ancorată nu într-o idee, ci într-o persoană, în Iisus Hristos. Despre dragostea voastră față de toți sfinții. Observați, dacă credința se ancorează în Domnul Iisus Hristos, dragostea curge spre cei din jurul nostru. Credința practic mă leagă de să iubești pe Dumnezeu, dar dragostea mă leagă de să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar versetul 5 spune, toate acestea sunt din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit în Evanghelie. Aș așeza înaintea noastră cele patru lucruri, ca să înțelegem relația dintre ele. În primul rând este Evanghelia sau vestea bună. Evanghelia trebuie să ne vorbească nu despre lucruri de pe pământ, și în primul rând trebuie să ne vorbească despre realitatea aceea din care a descins Domnul Iisus Hristos, dezbrăcând slava și venind între noi, ca să ne pregătească, să ne ia cu sine în slavă. Evanghelia trebuie să deschidă cerul înaintea noastră și pe măsură ce începem să înțelegem că lucrurile nu se limitează doar la cât vedem și bibăim, ci există ceva dincolo. În momentul acela, lucrurile acelea încep să devină semnificative pentru noi, încep să devină reale pentru noi și astfel se naște credința. Credința se ancorează în nădejde. Credința se naște, dacă vreți, din nădejde. Dar credința fără fapte este moartă și de aceea credința trebuie să producă dragostea. Observați, Evanghelia îmi deschide fereastra cerului și încep să înțeleg lucruri de dincolo. Credința se ancorează în aceste realități, iar dovada ei se vede în relațiile dintre noi, începând cu familiile noastre, copiii noștri, semenii noștri sau cetatea în care suntem, văzând întunericul care se mulțește de la o zi la alta. Aș vrea să le iau pe rând, să încep cu Evanghelia. Evanghelia trebuie să aibă în centrul ei pe Domnul Iisus Hristos. Pavel spune, pe El îl propovăduim noi. Dacă n-ar fi Hristos, n-am avea nimic. Și două lucruri spune Pavel, pe El îl propovăduim, adică în primul rând cine este El și în al doilea rând ce a venit să facă El pentru noi. Versetul 15, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Dacă le iau pe rând, Pavel îmi spune, El este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, este creatorul întregului univers, este susținătorul universului și este moștenitorul a tot ce există. Prin El au fost făcute toate lucrurile, scaune de domnii, domnii, stăpâniri, cele văzute, cele nevăzute, toate au fost făcute prin El și pentru El și toate se țin prin El, ne spune Pavel. Dar El este și cel întâi născut din toată zidirea, adică El este începătorul unei noi rase umane. Noi, dragii mei, am falimentat. Realitatea este cea pe care ați auzit-o înainte. Păcatul care devine din ce în ce mai greu, din ce în ce mai dens, nu mai știm ce să facem cu copiii noștri, în ce școli să-i dăm, pe ce străzi să umblăm. Asta este realitatea pe care păcatul a adus-o. Noi, ca rasă umană, am fost alungați din prezența lui Dumnezeu și descalificați pentru totdeauna. Noi nu avem ce căuta în prezența lui Dumnezeu. Sfințenia lui ne-ar arde, ne-ar pulveriza pe toți.
Dar a venit Fiul lui Dumnezeu și a dezbrăcat slava lui și a îmbrăcat un chip de om, un trup de om. Și apoi a plătit pentru păcatele noastre ca să ne poată împrumuta moartea lui și prin moartea lui și dreptatea și neprihănirea lui. Cu alte cuvinte, a venit să fie începătorul unei noi rase umane, compatibile cu cerul, compatibile cu împărăția, să ne reputem întoarce la Cel care ne-a creat după chipul Său, să moștenim, să domnim împreună cu El. Domnul Iisus Hristos este răscumpărătorul întregii omeniri, este nădejdea învierii și moștenirii noastre. Ce Evanghelia? Pe El îl propovăduim noi. Dar Pavel în Corinteni vine și face câteva precizări. Vă fac cunoscut, capitolul 15, primele patru versete, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o și în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți cu o condiție. Dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. Și acum vine și aduce înaintea noastră esența Evangheliei. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. A fost înglopat și a înviat a treia zi după Scripturi. Interesant că Pavel nu elaborează prea multe legate de moarte, pentru că moartea este un fapt cunoscut, acceptat, care nu mai cere demonstrații pentru fiecare dintre noi. Faptul că a murit Hristos, toți oamenii mor, da? Învierea e puțin mai complicat de crezut. De aceea Pavel vine și își argumentează partea a doua afirmației. A înviat a treia zi din morți. Dar de unde știm? S-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După ei toți s-a arătat la peste 500 de frați, dintre care mulți sunt încă în viață. E adevărat, unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, spune Pavel, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli și nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Hristos. Dragii mei, Hristos a murit pentru păcatele noastre. Păcatul ne-a despărțit de Dumnezeu, păcatul trebuia rezolvat. Dar dacă ne-ar fi rezolvat păcatul și ne-ar fi lăsat străini și călători, departe de fața lui Dumnezeu, fără drept de intrare în moștenire, la ce ne-ar fi folosit? Și de aceea El n-a murit doar pentru păcatele noastre, ci a înviat a treia zi după Scripturi. Și Pavel spune colosenilor, și noi am înviat împreună cu El. Învierea Lui ne-a deschis ochii să vedem că după moarte există încă ceva. Dacă existența s-ar limita la mormânt, dacă acolo s-ar termina viața noastră, nici n-am avea nevoie de Hristos. Chiar dacă există Dumnezeu, chiar dacă plata păcatului este moartea, odată ce mori, plătești pentru păcatele tale. Și cu asta s-a terminat. Dar dacă există o judecată, o împărăție, o patrie cerească, atunci învierea lui Hristos din morți ne aduce aminte de faptul că și noi vom învia. Pavel continuă în capitolul 15, versetul 19 din 1 Corinteni, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Și versetul 20 continuă, dar acum Hristos a înviat, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om vine și învierea morților, după cum toți mor în Adam. Și asta nu trebuie să vă demonstrez, eu vin de la o mormântare, acolo vei ajunge și tu. Nu la mormântare, ci în mormânt. Toți mor în Adam. Dar ascultați ce urmează. Toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Nu. Existența nu poate fi redusă doar la ce vezi și la ce pipăi. Există viață după moarte. Și tocmai lucrul acesta trebuie să ți-l aducă Evanghelia. El nu-ți vorbește despre un guru, despre un mare învățător, despre un profet de care să te îndrăgostești, ci El îți vorbește despre unul care a venit de dincolo ca să te ducă împreună cu El. Și a venit să-ți deschidă cerul, să vezi că există și o altă realitate, există o altă împărăție. Și pe măsură ce Evanghelia îți aduce nădejdea, dragii mei, ochii ți se deschid. Începi
să trăiești pentru această nouă realitate. Moartea și învierea Domnului Iisus Hristos ne-au adus nădejdea lucrurilor care ne așteaptă în ceruri. Învierea Lui este garanția învierii noastre, a moștenirii noastre cu Sfinții în lumină, cum spune Pavel. Ascultați-L pe Petru cum își începe prima sa epistolă. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea Lui Iisus Hristos. Dar la ce ne-a născut din nou? La o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Ascultați-L pe Pavel vorbind Colosenilor. Pe voi, care odinioară erați străini și vrășmași prin gândurile voastre și prin faptele voastre rele, El v-a înviat acum, prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui, sfinți și fără prihană și fără vină. Negreșit, dacă rămâneți mai departe, întemeiați, neclintiți în credință, fără să vă bateți de la nădejdea Evangheliei, de la nădejdea pe care v-a adus-o Evanghelia, pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei propovăduitor am fost făcut eu, Pavel. Vreau să zic, continuă în versetul 26, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate viacurile, dar descoperită acum Sfinților Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acestea între neamuri. Și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Hristos în voi, nădejdea slavei. Evanghelia deschide cerul ca să-ți vorbească despre lucruri care vor veni. Nu se văd încă, dar vor veni. Sunt la fel reale ca masa aceasta, ca florile, ca piatra de lângă mine, cum ești tu și cum sunt eu. Pentru că a venit cineva de dincolo ca să ne vorbească despre ele. Și învierea Lui din morți ne spune că moartea nu-i stația terminus a existenței. Dar nădejdea, dragii mei, naște credință. Naște credință. Evanghelia naște nădejde, nădejdea naște credință. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Adică în lucrurile care nu se văd încă. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Observați, dacă n-ar fi lucrurile nădăjduite, n-ar exista funia care să mă lege de ele. Și asta este credința. Ancorat în lucrurile nădăjduite care nu se văd. Dar aceste lucruri nădăjduite ne-au fost aduse prin Evanghelie și Evanghelia este mai întâi o persoană care a venit de dincolo, a dezbrăcat slava ca să ne pregătească pentru cer, să ne facă compatibil cu cerul. Mulțumim Lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, rugându-ne neîncetat pentru voi de când am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea voastră față de toți sfinții din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri, despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei. Dacă credința se ancorează în nădejde sau în lucrurile nădăjduite care nu se văd, o întrebare firească pentru omul care trăiește prin simțuri este: nu cumva o astfel de nădejde înșală? Nu este o plăsmuire a minții noastre? În capitolul 11 al credinței din Evrei, versetul 3 continuă. Prin credință pricepem că lucrurile au fost făcute sau că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu și tot ce se vede, masa asta, computerul meu, piatra de aici, florile, tu, eu, scaunele, universul material în care trăim, cele văzute și cele nevăzute pentru ochii noștri, micro sau macrocosmos, tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Dacă deschide Scriptura pe prima ei filă, istoria începe așa, istoria biblică. La început Dumnezeu a zis să fie și a fost. Universul material stă dovadă de netăgăduit cu privire la faptul că El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Și dacă Evanghelia este o persoană, dragii mei, persoana aceasta nu este orice fel de persoană. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, spuneam,
prin El au fost făcute toate lucrurile. El a zis să fie și a fost. El a venit să ne vorbească despre aceste lucruri încă nevăzute pentru noi. Universul material este dovada de netăgăduit privind faptul că El zice, se face, poruncește și ce poruncește, ia ființă. Dar am văzut în epistola către evrei că atunci când este vorba de sufletul nostru, care e mai valoros decât toată lumea, spune Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu care știe ce a făcut păcatul în noi, îndoielile cu care ne-a umplut mintea șarpele, oare, zis Dumnezeu cu adevărat, nu s-a mulțumit să vorbească despre mântuirea noastră, ci El a venit și și-a dublat cuvântul cu un jurământ. Pe muntele Moria, când în ascultare de Dumnezeu, Avram a așezat pe altar pe fiul său și a ridicat junghierul, Îngerul Domnului a oprit mâna și a zis, pe mine însumi jur, pentru că ai făcut lucrul acesta, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Spuneți-mi un Dumnezeu drept, care nu minte, nu este un om ca noi, trebuie să își dubleze cuvântul cu un jurământ, să-și întărească cuvântul cu un jurământ? Nu, nu trebuie. Nu El avea nevoie, noi aveam nevoie, din pricina îndoielilor cu care ne este plin sufletul. Dar Dumnezeu dorește atât de mult mântuirea noastră încât nu s-a mulțumit să-și întărească cuvântul cu un jurământ, ci la împlinirea vremii, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Dovezile dumnezeirii Lui le avem în toate colțurile lucrării Lui. Citiți Evangheliile. Noi L-am luat și L-am așezat pe o cruce, pentru că El dezbrăcat de slava Lui, noi am crezut că e un bietom ca și noi și și-a rugat dreptul de a se numi Fiul lui Dumnezeu și pentru asta L-am răstignit. Dumnezeu nu s-a oprit în a întrupa cuvântul, ci a treia zi Dumnezeu a înviat cuvântul. Și apostolii care au fost martorii învierii Lui, 40 de zile, dragii mei, s-au învârtit în jurul Lui, s-au frecat de El, până când învierea Lui Hristos s-a luat pe ei. Și atunci nici moartea nu i-a mai putut opri. Și când ei aștern în scris Evanghelia pentru noi, ei vorbesc ca unii care au pipăit și au văzut. Ce-am văzut, ce-am auzit, ce-am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim și vouă. Dragii mei, prin scrierile celor care au văzut, auzit, au pipăit, care au umblat cu Hristos cel înviat, nu doar cu Hristos ca om, cu Hristos ca Dumnezeu cel înviat. Prin scrierile lor, lucrurile nădăjduite încep să devină o realitate pentru noi. Care sunt aceste lucruri nădăjduite în care se ancorează credința noastră? Dați-mi voie să încep cu Coloseni. Nădăjduim și credem că în urma iertării păcatelor noastre, Dumnezeu ne-a strămutat din împărăția întunericului în împărăția Fiului dragostei Lui. Dragii mei, ne-am îngrozit când la începutul acestei zile am auzit cât de dens este întunericul, cât de adâncă e groapa, ce a făcut păcatul, încotro împinge lumea aceasta. Nu-i mare har să fi fost apucat din mocirile aceasta, eliberat și strămutat prin iertare, răscumpărare și înfiere în împărăția Fiului dragostei Lui? Nădăjduim și credem că noi avem totul în Hristos, că nu mai trebuie să adăugăm nimic la El, nici să scădem nimic din El. Avem totul în Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei lui Dumnezeu. Nădăjduim și credem că din pricina învierii Lui vom învia și noi. De învierea Lui este legată învierea noastră și de învierea noastră este legată învierea Lui. Dacă noi nu vom învia, nici El n-a înviat și dacă El n-a înviat, nici noi nu vom învia. Nădăjduim și credem că atunci când Hristos se va arăta a doua oară, ne va lua și pe noi împreună cu El în slavă. Știți de ce? Pentru că Hristos în noi, nădejdea slavei. Nădăjduim și credem într-o patrie cerească, spune autorul Evreilor, într-o cetate care are temelii tari, al cărei meșter ziditor este Dumnezeu. Nădăjduim și credem că nu unor îngeri a supus El lumea viitoare, ci ție și mie, celor creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nădăjduim și credem că Domnul Iisus are dreptate. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. De aceea nu suntem legați de noroiul acestei lumi, chiar dacă ni s-ar răpi averile.
Noi știm că avem în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Și pe zi ce trece și trec ani, ne dezlipim de deșertăciunea acestei lumi pentru că ne pregătim pentru lucrurile în care nădăjduim și în care credem. Nădăjduim și credem că suntem în mâna lui Dumnezeu și atâta vreme cât iubindu-L pe Dumnezeu suntem în mâna Lui, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Dragii mei, pentru un creștin, până și crancerul poate fi un dar. Dar pentru asta trebuie să stai în căușul palmei lui Dumnezeu, să fii convins de faptul că niciun fir de păr nu cade fără știrea Lui. Nădăjduim și credem că în călătoria noastră pe acest pământ infectat de păcat, atâta vreme cât ne apropiem de Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, El ne poate mântui în chip desăvârșit. Pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi. Avem la Tatăl un avocat care pledează cauza noastră înaintea completului de judecată. Dragii mei, nădăjduim și credem că încă puțină, foarte puțină vreme și Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și Cel neprihănit va trăi prin credință, va intra în lucrurile nădăjduite care ne așteaptă în ceruri. Dacă suntem convinși de aceste lucruri, nădejdea naște credință. Pentru că credința se ancorează în lucrurile nădăjduite. Credința e doar funia care mă leagă de Sfânta Sfintelor, unde a intrat înainte mergătorul nostru, în prezența lui Dumnezeu. Și, dragii mei, în lumea asta de întuneric, pentru că avem ceva de care ne ținem, credința aceasta în lucrurile nădăjduite, facem pași în pofida faptului că lucrurile încă nu se văd. Nu ne-am apucat cu mâinile noastre. Nădejdea naște credință. Dar, atenție, există credință drăcească, moartă, zadarnică? Nu există om pe fața asta de pământ care să nu creadă în ceva. Și de aceea Pavel spune, nădejdea care vă așteaptă în ceruri, credința în Domnul Iisus Hristos și dragostea față de toți sfinții. Doar dragostea este dovada credinței. Roada credinței este dragostea. Dragostea este fapta sau dovada credinței ancorate în lucrurile nădăjduite. Credința fără fapte este moartă în ea însăși. Cu alte cuvinte, nu îți face nimic bun, nu te mântuiește, numai te înșală. Credința care rodește fapte prin Duhul lui Dumnezeu, care a fost turnat în inimile noastre. Asta este puterea iubirii. Prima din roadele Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare și așa mai departe. Duhul lui Dumnezeu prezent în noi, în urma încrederii noastre în Hristos, începe să lucreze realitatea celeilalte împărății în relațiile noastre peste tot în jurul nostru. Ascultați-l pe Apostolul Ioan, cum încheie capitolul 4 și începe capitolul 5 din prima lui epistolă. Noi îl iubim pentru că el ne-a iubit întâi. Păcatul aduce ură, dezbinare, alienare de Dumnezeu, de noi înșine și de semeni. Asta face păcatul. Ăștia suntem noi, niște găuri negre, întors spre noi înșine. Călcăm în picioare tot ce este în jur, doar pentru un pic de profit. Poate fi și o laudă. Suntem niște căutători de slavă, mulțumiți cu surogate. Noi îl iubim pentru că el ne-a iubit întâi. Știți cum? A deschis cerul și a coborât să locuiască printre noi. S-a lăsat răstignit în locul tău și în locul meu, ca să plătească păcatele întregii omeniri. Apoi a adunat păcatele înaintea lui Dumnezeu și le-a deșertat în domeniile lui Azazel. Dar asta are implicații. Dacă într-adevăr ai fost strămutat din împărăția întunericului, împărăția Fiului dragostei Lui, atunci ascultă și versetul următor. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu, dar urăște pe fratele său, este un mincinos. Că cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său.
Observați, când Domnul Iisus adună toată legea, El zice, prima dintre porunci este să iubești pe Dumnezeu cu toată inima, tot sufletul, toată puterea ta. Și a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar Pavel, care înțelege adevărurile pe care tocmai l-ați auzit, el vine și spune, toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău. Deci numai iubirea de Dumnezeu îți dă puterea iubirii aproapelui. Numai iubirea de Dumnezeu. Așa ne putem iubi din vorbe, ușor, dar Scriptura ne spune, nu iubiți cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Cu alte cuvinte, când inima mea este transformată, când Duhul lui Dumnezeu vine să locuiască în viața mea, atunci nădejdea aceasta nu înșală, pentru că am putere asupra ispitelor, am putere asupra egoismului din mine, pot să ies din mine, să slujesc, pot să fac ceva în locul în care m-a așezat Dumnezeu. Și versetul următor din capitolul 5 spune, oricine crede că Iisus este Hristosul este născut din Dumnezeu și oricine se iubește pe Cel ce l-a născut, adică pe Dumnezeu, iubește și pe Cel născut din El. Spuneam, desăvârșirea este un cerc sau o sferă. Dați-mi voie să schimb metafora, să zic, desăvârșirea este un vas. Cam ăștia suntem noi. Desenați-l cum vreți, modelați-l cum vă place. Dar dacă își m-aș ridica să văd ce este în vasul meu, îs bucuros, ascultând mulțumirea lui Pavel, că este ceva acolo. Doamne, mulțumesc pentru credință, nădejde și dragoste, din pricina Evangheliei pe care ați auzit-o. Dar rugăciunea de cerere a lui Pavel îmi spune că vasul nu-i plin, că mai lipsește ceva și că desăvârșirea în Hristos Iisus reclamă punerea în vas a lucrurilor care lipsesc. Mulțumim pentru nădejdea, credință și dragostea voastră, dar și noi de când, din ziua când am auzit aceste lucruri, adică am auzit despre credința, nădejdea și dragostea voastră, faptul că vasul nu-i tocmai gol, și asta este o mare bucurie, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem, și acum urmează ce lipsește din vas. Și lucrul spre care ar trebui să ne străduim fiecare dintre noi. Și el continuă, să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei lui în orice fel de înțelepciune și de pricepere duhovnicească. Vreau să vă spun că povestea asta nu se învață în nicio facultate de pe planeta noastră. Îmi pare rău să spun de multe ori, nici dacă te uiți la teologie, nu le găsești pe astea. Aici nu e vorba de tot ce adun despre lumea creată, ci tot ce adun despre cele ce nu se văd. Cerem să vă umpleți de cunoștința voiei lui în orice fel de înțelepciune și de pricepere duhovnicească, pentru că astfel, observați cauza și efectul, să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul ca să-i fiți plăcuți în orice lucru. Să-i fiți plăcuți în orice lucru. Când te umpli de cunoștința voiei lui Dumnezeu în orice fel de înțelepciune și de pricepere duhovnicească, vasul acesta începe să dea peste. Să-i fiți plăcuți în orice lucru și textul continuă aducând roade în tot felul de fapte bune, crescând în cunoștința lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea potrivit cu tăria slavei lui pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie, mulțumind Tatălui Ceresc, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Pavele, ce mai lipsește din vasul nostru? Poate vă aduceți aminte de Psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu voi de ce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi, mă duce la ape de odihnă. S-ar putea să trec uneori prin valea umbrelor morții, nu mă tem de niciun rău, tu ești cu mine, toiagul și nuiava ta mă mângâie. Dar urmează apoi un vers interesant. Tu mi-ai întins masa în fața potrivnicilor mei. Îmi mânci capul cu un de lemn, sunt marele tău preot sau preotul tău, îmi mânci capul cu un de lemn și pe urmă spune ceva David. Paharul meu este plin ochi și un pic mai mult. De dă peste el. Dragii mei, asta înseamnă să fii creștin. Să dea peste
lucrurile care prin firea ta pământească nu le poți face. Prin firea noastră pământească ne trăiată împrejur. Noi suntem morți în greșelile și în firea noastră pământească. A trebuit să vină Hristos să ne omoare în El, să ne nască din nou și să aducă cerul în vasul sufletului nostru, ca Duhul lui Dumnezeu să rodească orice faptă bună. Textul spune să vă umpleți de cunoștința voiei Lui, pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru. Duminica trecută am pus o întrebare. Ca biserică suntem la un moment de răscruce. Noi cei bătrâni plecăm, voi cei mai tineri trebuie să veniți. Biserica n-a început cu noi, nu se va termina nici cu voi. Dar marea întrebare este, dacă Dumnezeu va ridica, și eu cred că va ridica dintre noi oameni care să îl propovăduiască pe Hristos, bisericii lui Hristos. Dar oamenii aceia se vor alege de toți ceilalți într-un fel foarte simplu. Dragii mei, Dumnezeu are modul Lui de a ridica oameni și niciodată nu se uită la cei care sunt cu un cap mai sus ca ceilalți, ci poate că ești nebăgat în seamă, dar îți vezi vasul tău în care slăvit să fie Domnul este ceva, credință, nădejde și dragoste, dar e speriat de ce lipsește încă din el. Și de aceea îți privești viața, iei decizii legate de cum îți petreci timpul, săptămâna, ce citești, cu ce te ocupi și începi să aduni, să te umpli cu cunoștința voiei Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Și apoi, dintr-o dată, lucrurile acestea încep să dea peste și purtarea ta într-un chip vrednic de Domnul, înaintarea ta va fi văzută de toți. Ce simplu pare! Totul se întâmplă în forul meu lăuntric, în modul în care gândesc viața. Dacă l-ai luat pe Dumnezeu ca sluguță în viața ta, Doamne dă-mi, Doamne fă-mi, în loc de vie împărăția ta, zici vie împărăția mea, dacă asta vrei, un pic mai mult în deșertăciunea acestea, asta vei avea. Dacă te mulțumesc cu un pumn de aplauze, asta vei avea. Dar dacă vrei să fii slujitorul lui Hristos, propovăduitorul pe Hristos pentru biserica lui Hristos, trebuie să te umpli de cunoștința voiei Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Și apoi, fără să dai tu din coate, înaintarea ta va fi văzută de toți, pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Dragii mei, în Colose n-a fost doar Pavel și Epafras. Pavel a fost prin scrisoare, Epafras în trup. Ci erau o mulțime de nimeni care prin vorbirea măgitoare încercau să-L substituie pe Hristos cu lucruri ceva mai palpabile, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Dacă vrei să-I placi lui Dumnezeu, poate cu altfel de viață, o altfel de brăcăminte, o altfel de... te vor face mai sfânt, mai aproape de El. Ascultați-L pe Pavel, în Chien, capitolul 2, versetul 20. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile cepătoarele lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Astea sunt palpabile, astea le poți cuantifica, le poți măsura, le poți vedea în alții, poți crea un partid în jurul acestor reguli. Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune. Și de aici vine înșelăciunea, dragii mei. Pentru că ai impresia că ăsta-i drumul. Ăsta-i drumul. Știți cine este în pericol? Cel care dorește mai multă sfințenie. Dorește, dar care n-are răbdarea grăuntelui de muștar să devină un copac mare. Că asta-i împărăția lui Dumnezeu. Ce apucă lucruri, scurtături. Au în adevăr o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie, asprime față de trup, dar care nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Pavel spune în Coloseni, noi eram morți în greșelile și în firea noastră pământească nerăstignită, netăiată împrejur. Eram morți. Dacă noi așteptăm din partea firii soluții pentru sfințire,
Răzimii, firea noastră nu e nebună să lupte împotriva ei, să răstignească ea însăși? Nu poți aștepta și acel nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru, sunt lucruri pe care firea le poate produce, ți le poate oferi ca și alternativă la Hristos. Nu sunt de niciun preț. E suficient ca firea să începe să te gâdile numai și începe să sari și să cânți după poftele și dorințele ei. N-ai nicio putere împotriva ei, decât dacă vine Dumnezeu prin Duhul Sfânt să o răstignească. Ascultați ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Care sunt roadele acelea care le așteaptă Dumnezeu de la noi? Capitolul 3, versetul 1. Dacă ați înviat împreună cu Hristos, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția. Dragii mei, nu regimul alimentare. Și mie îmi fac bine, am diabet și m-am tăiat de la pâine, de la paste, de la tot ce ridică glicemia, să scap de insulină. Și mi-e foarte greu să mă mișc, stare legat de scaun și de computer. Și dacă aveți nevoie de ele, faceți-le. Dacă nu, cumva să aveți impresia că astea vă fac mai sfinți și mai buni pentru Dumnezeu. Lucrurile care trebuie să ne luptăm, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia, care este o închinare la idol. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi toți odinioare când trăiați în aceste păcate. Dar acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie. Mai este cineva care se luptă cu ea? Poți să schimbi regimul alimentar de câte ori vrei. Când firea începe să te gâdilă, da? Mânia, vrășmășia, răutatea, clevetirea, de vorbile rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, puneți ceva în loc la toate aceste lucruri. Astea trebuie dezbrăcate, țin de omul vechi, țin de zdremțele păcatului în viața noastră. Ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină, să se plângă de altul. Iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu legătura desăvârșirii, care e dragostea. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. În felul acesta ne umplem de cunoștința voiei Lui și când dă pe deasupra paharul, atunci urmează și restul versetului. Învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inimile voastre. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus Hristos și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Cum ar fi să citesc textul așa? Mă rog să vă umpleți de cunoștința voiei Lui, nevestelor, bărbaților, copiilor, părinților, robilor, stăpânilor. Asta urmează în text. Pentru că astfel să vă purtați fiecare la locul vostru într-un chip vrednic de Domnul. Să vă umpleți de cunoștința voiei Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune, și acum înțelegem care sunt acelea pe care le așteaptă Dumnezeu de la noi, și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, adică gustând din ce în ce mai mult, experimentând din ce în ce mai mult din cine-i Dumnezeu, pe măsură ce Hristos ia chip în noi, întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie.
Dragii mei, sfințirea nu se întâmplă peste noapte. Nu știu dacă ți-ai pierdut răbdarea cu tine însuți. Adu-ți aminte de grăuntele de muștar. Așa e împărăția lui Dumnezeu. Dacă merg ca melcul în direcția bună, sunt mult mai câștigat decât dacă încerc scutături, ca la urmă să rămân cu pumnii goi. Întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie și mulțumim Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină. Evanghelia aduce nădejdea moștenirii. Dar pe măsură ce credința alimentată de cuvântul lui Dumnezeu se ancorează în lucrurile nădăjduite, dragii mei, lucrurile nevăzute devin o realitate prezentă. Mulțumim Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină. Ce înseamnă să fii desăvârșit în Hristos Iisus? Asta înseamnă să fii desăvârșit în Hristos Iisus. Să mulțumești pentru ce lipsește, deschis pentru lucrarea lui Dumnezeu, ca să umple ochi paharul sufletului meu și încă puțin să dea peste. Amin.